Cineva îmi spune, dar Roxana, de mulți ani se promovează egalitatea între sexe și acum pare ceva normal pentru mulți ca femeile să-și plătească singure nota la restaurant. Da, iată cum egalitatea între sexe și feminismul, tot ce a făcut a fost să vină pentru acești bărbați neasumați și nematurizați în rolul lor de energie masculină, să zic așa, în rolul lor de bărbați. I-a mai ajutat să-și mai găsească încă niște scuze pentru care să nu se ridice la înălțimea rolului cu care natura i-a înzestrat. Și anume, argumentul egalității. Care egalitate când vedem bărbați care, iată că, cumva nici la un singur job sau nici un singur job nu-l mai fac full form cum ar trebui și nu arunc cu hate în bărbați, dar asta este realitatea. Argumentul egalității, din păcate, ce a făcut a fost să destabilizeze și mai mult balanța, pentru că acum o femeie, pe lângă faptul că avea 3, 4, 5 joburi înainte, mamă, soție, menajeră, bucătăreasă, whatever, acum mai merge și la muncă. Sunt 5 joburi. Și tu ai unul. Și dacă acea femeie cu 5 joburi care are singură grijă de ea, care singură își plătește ratele la mașină, își plătește chiria, își plătește întreținerea, plătește pentru unghii, plătește pentru păr, plătește pentru machiaj, își plătește singură hainele și tot, și se prezintă la o întâlnire cu tine, da? Și ea a investit ca tu să fii mândru că ai o femeie care arată bine alături, pentru că nu fiți păcălite, dragi femei, pentru bărbați. Și pentru femei, relațiile sunt tranzacționale. Bărbatul se bucură de statut și crește în statut în ochii altor femei și altor bărbați în momentul în care are lângă el o femeie de calitate, o femeie atrăgătoare, o femeie care, eu știu, arată într-un anume fel, este într-un anume fel. Tu îi dai lui asta, tu îi dai lui statut. Dar dacă tu ești singura care investește în tine ca să îi gonflezi lui ego-ul, dar el nu investește în tine, ci doar ia această cireașă de pe tort și la final tot tu trebuie să plătești și nota, this is a big problem. A doua oară nu ar trebui să mai ieși la o întâlnire cu un astfel de bărbat, pentru că nu ai lângă tine un bărbat, ai lângă tine un băiat imatur,